E, U, B, C, D, E, F, A, E, H, B, C, K, L, V, G, H, E, J, K, L, J, A, E, O, B, C, A, C, Z, C, U, Z, B, B, M, Z. Sunt zile când cuvântul eu devine insuportabil. Problema cu el este că nu vorbește nicio limbă. De fapt, nu știe să spună decât atât. Eu? Și l-am avertizat doar. În viață trebuie să fii atent la ceilalți. Trebuie să înveți limbi străine. Puțin efort, zeu așa, că doar nu ești singur pe pământ. Încearcă să înveți măcar o limbă străină pe zi, că doar nu e așa de greu. Uite, cuvântul tu este mult mai deschis. Nimic mai învăluitor, mai securizant, mai reconfortant decât cuvântul noi. E un cuvânt pe care îl putem întinde cu ușurință pe o zgârietură, pe o rană. E un cuvânt balzam, un cuvânt consolare. De fiecare dată când simțim că ne prinde o angoasă puternică, putem spune noi. Și imediat sufletul nostru se mai calmează puțin. Inima noastră începe să bată ceva mai normal. Da, între eu și noi există o diferență de morfologie, de comportament, de stil. Niciodată, dar niciodată cuvântul noi nu ar îndrăzni să iasă gol-goluț pe stradă. Cum o face uneori cuvântul eu? Nu. Cuvântul noi nu iubește podoabele excentrice. Ca să-mi educ eu-ul, nu încete să-i spun: ascultă puțin această melodie plină de demnitate, care emană din cuvântul noi. Vezi? Vezi cât de corect este? Din punct de vedere politic, domnul noi. Eu? Tu? Noi? Zău, dragă domnule eu, fiți mai puțin plângăcios. Stați mai mult pe lângă noi. Experiența vă va fi folositoare pentru a vă rotunji puțin excrescențele demoniace și irreverențele iraționale. Dacă vă este prea greu să vă apropiați dintr-o dată de noi, treceți pe la voi. Este o etapă interesantă care vă șlefuiește manierele. Poezie. Unde mergeți? Mergem să ne facem de cap într-un poem. Mergem să ne facem de cap într-un poem. Un poem este un loc de perdiție unde cuvintele acceptă să-și trădeze natura lor cea mai intimă. Cuvintele se cațără într-un poem ca în nacelele unui gigant carusel. Ce să ne mai învârtim? Hai, acum ne indisciplinăm, luăm totul de la capăt, ne lăsăm amețite. Poemul este, de fapt, singurul loc în care cuvintele se pot travesti total. E ca și cum toată lumea și-ar putea schimba brusc sexul. Într-un poem, orice cuvânt se poate dezbrăca de piele și poate afișa goliciunea și se poate apoi cuibări în semnificația altuia.
Voi ce ați făcut noaptea asta? Am petrecut-o toată într-un poem. Și v-a fost bine? Trebuie să încercați măcar o dată în viață. N-am luptat unele cu altele ca niște nebune. Și cine a avut ultimul cuvânt? Revoltă. Ne-am săturat. Gata. S-a umplut paharul. Suntem tratate ca niște ciumate. Niciodată nu suntem invitate în saloanele unde se întâlnește lumea bună. Niciuna dintre noi nu a primit niciodată legiunea de onoare. Uneori trebuie să trecem stradă cu capetele aplecate, ca și cum am fi desfigurate de lepră. Și totuși nu suntem niște cuvinte uitate, asta e clar. Na, dimpotrivă, proliferăm din plin în toate gurile. Și totuși nu ne bucurăm de nicio recunoaștere socială pentru ceea ce suntem. Pentru rolul nostru terapeutic. Pentru rolul nostru defulator. Și ce vreți să fac pentru voi? Eu nu sunt decât un scriitor. Nu pot înmobila un cuvânt. De ce credeți că un scriitor ar putea înfrumuseța un cuvânt? Sau că ar putea să-i ridice demnitatea sau să-l transforme chiar într-un cuvânt mitic? Se poate. Cum așa? Spuneți exact ce vreți de la mine și vă promit că am să încerc totul. De prea multă vreme am fost izgonită din limbajul așa zis îngrijit. Da, așa e. Deși noi suntem mult mai prezente decât alte cuvinte în viața cotidiană. Vrem și noi să figurăm ca și celelalte cuvinte în poemele lirice, în odele compuse pentru exaltarea iubirii de patrie, în discursurile politice și în editorialele marilor cotidiene. Stați așa! Nu zic că acest lucru este imposibil, dar am nevoie de puțin timp. Și vrem să figurăm și în manualele școlare, în textul Constituției, precum și în comunicatele guvernamentale. Precum și în discursul prezidențial pronunțat cu ocazia anului nou. Calm, ascultați ce vă spun. Nu că ar fi imposibil, dar... Și să figurăm și în decretele administrative publicate în Monitorul Oficial. Trăiască egalitatea șanselor în Republica Cuvintelor. Avem dreptul să figurăm și în codul familiei, precum și în codul muncii. Și la jurnalul televizat de seară de la ora 20. Vrem să fim adoptați în declarațiile de dragoste. I wanna be loved by you. Vrem să figurăm pe felicitările de aniversare. Vrem să fim invitate la recepția dată de președintele Republicii cu ocazia Zilei Naționale. De ce să fim mereu date la spate? Obligate să stăm doar în culise, pitite prin debarale, exilate, doar în conversațiile neoficiale. Mai duceți-vă dracului, bubele gândirii, dejecții ale limbajului, rebuturi de doi bani. Cărați-vă înapoi în cloaca puturoasă din care ați ieșit și lăsați-mă în pace. Că suntem o bombă de gândire. Tăcere. Dumneavoastră, cine sunteți? Eu?
Sunt cuvântul... Cine? Cuvântul... Nu aud nimic? Vorbiți ceva mai tare. Am spus că sunt cuvântul... Tot nu aud nimic. Parcă n-ați avea gură. Nu puteți vorbi puțin mai tare? Totuși, nu e normal să-i cereți cuvântului tăcere, să-și scuipe plămânii și să-și urle numele. Și unde locuiți? Locuiesc în urechea celorlalte cuvinte. Deci sunteți o metaforă? Nu, sunt un aparat sonor de developat. Oh. Datorită mie, celelalte sunete devin audibile. Ah. După cum vedeți, hrănesc comunicarea. Sunt de o natură modestă. Mi-asum fărâmițarea infinită în interiorul limbajului articulat. Singura mea tristețe este că nu mi s-a recunoscut niciodată profunda utilitate publică. Unele cuvinte primesc zilnic legiunea de onoare, mai ales când au șansa să locuiască îndelung în gura oamenilor politici. Uitați-vă la cuvântul acțiune. Greu de găsit un cuvânt mai leneș decât el. Niciodată nu părăsește de fapt gura oamenilor politici și a șefilor. Doarm în gurele lor toată ziua și puțin îi pasă de propria sa semnificație. În schimb, este cel mai medaliat dintre noi. Iată-vă invidios! Am remarcat numeroase anomalii, întrucât nu particip direct la conversații, la certuri sau confruntări de idei. Nu mi rămâne decât să observ maniera în care cuvintele se repet, se izbesc, se crispează, se contrazic. Le văd migrând dintr-o gură în alta, dintr-un creier în altul, sau cum fug uneori dintr-o gură fără creier, pentru a intra într-un creier fără gură. Ați început să mă obosiți, domnule Tăcere. Nu, așteptam să vă descoper atât de volubil, să văd că aveți atâtea lucruri de spus, câtă părere în tăcere. De fapt, cuvintele ar trebui să-mi fie ceva mai recunoscătoare. Oh. Imaginați-vă timpul de o secundă că n-aș exista. Fără mine n-ar mai exista nici pauzele din cuvinte. Limbajul n-ar fi decât un tâmbălălău și un bătâmbălălălău. Întoarcere. Când plec în călătorie, iau cu mine în valiză un singur cuvânt, cuvântul întoarcere. Când te văd plecând, îți trec ori pe ascuns în buzunarul mantoului un singur cuvânt, cuvântul întoarcere. Când cineva pe stradă îmi cere să-i arăt vreo direcție, deschid palma și îi ofer un singur cuvânt, cuvântul întoarcere. Când cuvântul viață începe să râdă de mine, îi smulg din carcasa plină de țepi un singur cuvânt, cuvântul întoarcere. Când revenim acasă după o lungă călătorie, las să alerge nebunește înaintea mea un singur cuvânt, cuvântul întoarcere. De ce nu poți să trăiești fără mine? Nu știu. Pur și simplu nu pot trăi fără întoarcere. Când te întorci, tu îmi spui. M-am întors. Dar nu pe tine te sărut imediat. Sărut înaintea ta cuvântul întoarcere. Mi se întâmplă să fiu uneori pe zi de ploaie, singur, într-o cafenea. Sunt la a treia cafea lungă cu privirile aspirate de vid. Totul este în regulă, domnule. Îmi permit să vă întreb acest lucru pentru că sunteți ultimul meu client și trebuie să închid.
Da, da, aștept doar să revină cuvântul întoarcere. Asta-i tot. Da, și când va fi să mor, îmi voi da sufletul în schimbul unui singur cuvânt. Cuvântul întoarcere. Școală. În Republica noastră de cuvinte, toate cuvintele sunt egale. Cuvintele nu au dreptul să se vorbească de rău unele pe celelalte. Din păcate, există însă cuvinte care încearcă întotdeauna, cu orice preț, să se bage mai în față. Chiar și sub pielea celor care le folosesc. Există, da, cuvinte băgărețe, cuvinte cu moț, cuvinte care se umflă, cuvinte cărora le place să se lăfăiască îndelung în guri și în piețele publice. Nu vreau să dau nume, dar știu eu unele cuvinte care sar în ochi, care sunt gureșe, deși nu au nimic de spus. Fiecare cuvânt pe limba lui Piere. Uitați-vă, de exemplu, la toate aceste cuvinte care se tocesc prin exces de expunere la vorbă. Unele, chiar așa tocite, sunt nemuritoare, deși lipsite de duh. Profit. Mie îmi plac cuvintele încăpățânate, cum ar fi cuvântul școală. Uitați-vă la el. Școală. 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 Este un cuvânt care nu are niciodată dreptul să se plângă, să se lase pe tânjală, să obosească. Un cuvânt care se ține bine. Un cuvânt care rezistă la tăvăleală și, în plus, în fiecare dimineață se trezește cu zâmbetul pe buze. Iată un cuvânt căruia i s-a interzis să îmbătrânească. Este genul de cuvânt căruia i se cere întotdeauna mai mult și mai mult. Să fie mereu odihnit, să fie mereu în formă, să fie sincer și entuziast. I se mai cere să se arate optimist și să aibă mii de inițiative, în ciuda faptului că este extrem de supravegheat. El are de altfel un bodyguard numit domnul Disciplină. Disciplină. Discurs fără gramatică. Mobilizare, împreună votăm să încă dacă bine e bine pentru toți. Hai, Iată de ce, deci, de cabine votare suplimentare nu. Să fie multe cabine, mult progres. Votați durabil, votați suplimentar. Izolați în cabine în viitor, optați pentru progres, votați pentru. Optați sens pentru, că toate cum așa să fie precum. Doamne ajută, mulțumim vă anticipat de tare. Mersi, mersi.
încredere în mine. În mine. Noi îmi vă spun, vă rog, aveți încredere? Aveți încredere în mine? Noi ne încredem. Voi vă încredeți? Ei se încred. Să ne încredem. Să ne încredem. Acum, victorie pentru... Vis. Deschid ușa, el nu mai e acolo. Haide, haide, arată-te. Știu că nu ești departe. Inutil. Așa este el făcut, cuvântul vis. Întâi îți bate la ușă și apoi, în timp ce tu fugi ca să-i deschizi, face stânga împrejur și dispare. Așa e el. Dar când revine să mă vadă, două sau trei zile mai târziu, doi sau trei ani mai târziu, două sau trei decenii mai târziu, cuvântul vis este neschimbat. Tot timid și tot temător și în plus e bâlbâit. Explică, îi spun, de ce te joci în felul acesta cu mine? Ce voiai să-mi spui ultima dată când ai bătut la ușa mea? De ce nu mă lași să te privesc puțin? Să-ți înțeleg natura profundă, să te ating puțin, doar atât cât să mă asigur că nu visez. Dar nu, el imediat ce deschide gura, se încurcă în vorbe, devine incoerent. Ia la sa devine interminabilă, în ciuda unei sincere dorințe de a te aloga cu mine, cu mine, cu mine, mine, ne. Când îi dau întâlnire în oraș, nu este niciodată capabil să găsească parcul sau cafeneaua unde i-am spus să vină. Că e și miop și mai și șchiopătă puțin. Cu
cum să-i cer, deci, să se grăbească sau să fie punctual. Cuvinte care ucid, cuvinte care rănesc. M-ai rănit cu vorbele astea? Când o aud vorbindu-mă în felul acesta, intru în panică și caut imediat cuvântul vinovat. Cine a îndrăznit să facă așa ceva? Cuvintele stau însă smirnă, aliniate, în poziție de drepți, mute. Niciunul dintre cuvintele care au rănit-o nu vrea să-și recunoască fapta. Și poate nici nu sunt conștiente de ce au făcut. Mă uit cu mai multă atenție la rănile ei. Blestematele de cuvinte care rănesc. Da, se vede cu ochiul liber că ea e rănită. Are obrajii în flăcări, își mușcă un deget, îi se scurge o lacrimă pe o geană. Cuvântul care a rănit-o n-a lovit cu mănuși. A fost poate chiar un cuvânt tăios, cu dublu înțeles. Nu mai vorbi de maică ta că mă umor cu zile. Iată o situație extrem de grăitoare când cuvintele pot ucide. Cuvintele pot ucide în două feluri. Când spunem lucrurile pe față și când le ținem secrete. Există însă și cuvinte care ne nebunesc. Gata! M-ai înnebunit cu teoriile tale. Și mai grav este atunci când cuvintele devin ele însele țicnite. Ești nebun? Cum să-i spui așa ceva? Nu e ușor să comunici cu cei din jur. Trebuie să fii mereu atent. Să nu folosești cuvinte care... rănesc. Să nu folosești cuvinte care... ucid. Sau cuvinte care... îndebunesc. Sau cuvinte prea... tăioase. Sau cuvinte prea... otrăvite. Sau cuvinte... murdare. Rău. Ce milă mi-e de el. Tot ce face el este rău văzut. Imediat ce iese din casă și începe să se plimbe pe străzile orașului, lumea îl privește cu un ochi răuvoitor, de parcă ar fi răufamat. Cum deschide gura ca să salute un alt cuvânt și să-l lege și el o conversație cu cineva, îi se reproșează că are intenții rele. Și totuși el nu vorbește de rău pe nimeni, nici nu se ține de rele. Doar că se simte din când în când rău în propria sa piele. Ceea ce de bine, de rău, o recunoaște. Este adevărat că ori de câte ori răul se leagă de un alt cuvânt, se produce o răutate. Niciodată nu reușește să comunice cu cineva. Și cu toate acestea, el nu dorește răul nimănui. Iar uneori își face sânge rău când altora le merge rău. Imediat ce se apropie de cineva, un fel de energie malefică emană acest rău. Tuturor celor care stau prea mult de vorbă cu răul, li se face rău la un moment dat. Și mai e ceva.
el se consideră puțin prea scurt, prea sec la nivelul sonorității, văduvit de muzicalitate. Da, 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 fără îndoială, răul este considerat un soi de... foamă rea, mai ales din cauza caracterului său lepticios. Când te încrucișezi cu el pe stradă, e capabil să sară pe tine, să se multiplice și să se țină scai de celelalte cuvinte cu care te plimbi. Culmea este că uneori răul se lipește și de cuvântul. Bun, și atunci spunem. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Excelență. Cuvântul cel mai distins din limbă. Sunteți regele cuvintelor, eleganța și inteligența reunite. Nimeni nu se poate compara cu dumneavoastră. Oh, cât de bucuros sunt că pot petrece un minut, o secundă, în prezența dumneavoastră. Sunteți cuvântul care ne vindecă rău. Sunteți cuvântul care ne ridică moralul. Ne ridică moralul. Ne face să ne simțim. Păstrăm mereu un scaun pentru dumneavoastră. Ușile noastre rămân întotdeauna întredeschise. Faptul că existați, excelență, este deja un motiv de mare fericire pentru noi. Dorință. Încerc să-mi imaginez fizic cuvântul dorință. 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 Îl văd mai degrabă ca o siluetă. Fin, înalt, mereu cu un surâs enigmatic pe față. Mi-l imaginez plimbându-se pe străzile orașului îmbrăcat în smoking, cu un joben pe cap, ușor absent, ușor aerian. Alunecă pe străzi fără vreun scop precis. Se plimbă la întâmplare, le salută cu delicatețe pe celelalte cuvinte care stau aglutinate în fața parlamentului, în fața paratului de justiție, în fața operei. Îi place atât de mult să privească mulțimile, hoardele de cuvinte în mișcare, acele armate de cuvinte care germinează marile
idei. Târziu. La ora 17. Cuvântul târziu știam că ajunge întotdeauna în întârziere. N-am ajuns nici eu decât pe la ora 17 și un sfert. Dar lucru curios, el era deja acolo. M-a aștepta așezat la o masă pe terasă. Am vrut să-mi cer scuze pentru întârziere, dar cuvântul târziu făcă un gest de lașitudine. Detest punctualitatea. Am discutat apoi despre una alta, mai mult despre lumea de azi, care a ratat trenul rațiunii. Oricum, amândoi suntem niște întârziați. Am ratat ultima șansă de a întârzia plecarea ultimului tren, iar acum e prea târziu. Chiar și pentru sfârșitul civilizației e prea târziu. Și cuvântul târziu îmi citea acest aforism al lui Emil Cioran. Când ne sinucidem, o facem întotdeauna prea târziu. După 10 minute petrecute cu cuvântul târziu, aveam impresia că am trăit cu el o zi foarte lungă. Îi priveam împreună petrecători, contemplam agitația străzii, iar cuvintele pe care ni le spuneam erau din ce în ce mai rare, mai distanțate, unele de altele. Ziua își întârzia sfârșitul. Mariaj. Da. 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 Da, 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 da. 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 Auziți? Par două cuvinte identice, dar nu este același da. 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 Daul ei este mai degrabă rotund, în timp ce daul lui este mai degrabă pătrat. Daul ei este suav, în timp ce daul lui este aspru. Da. Da. Daul ei este tandru, parfumat și doldora de o imponderabilitate exhaustivă. Daul lui este sever, are gust de cărbune și 7 picioare înfipte în pământ. Da. Da. Daul ei este ca o negație înghițită în ultima clipă. Daul lui nu este afirmativ decât în formă. Da! Da! Daul ei este ca un fluture care se apropie de o flacără și căruia încep deja să-i ardă aripile. Daul lui este ca un cui înfipt în perete cu o singură lovitură de ciocan. Femeie. Cuvântul femeie începuse tocmai să se dezbrace în fața mea, întrucât aveam o înțelegere cu ea. Îi spusesem, vei fi a mea, pentru o noapte. Ultima mea noapte și ea urmau să fuzioneze într-un corp comun. Ea începuse să se dezbrace în fața mea, în chiar pielea mea, care era și celula mea. Pentru că am uitat să vă spun că eram condamnat la moarte și că mai aveam o ultimă noapte de trăit. Eram condamnat la moarte de ea, pentru că depusese mărturie împotriva mea. Olala!
ce frumoasă fusese mărturia ei. Cam așa vorbise. Da, el e. L-am văzut în grădina mea. El mi-a tulburat somnul. El este hoțul celor doi sâni ai mei, al buricului meu și al celor doi umeri ai mei, al sexului meu și al limbii mele, al pletelor mele și al sprâncenelor mele, al buzelor mele și de asemenea al coapselor mele. El mi-a furat totul. În propria mea grădină, unde ieșisem tocmai ca să-l ajut să-mi fure toate acestea. El e vinovatul și merită pedeapsa cu moartea. Ea era în fața mea. Cum vă spuneam, depusese mărturie și acum se dezbrăca în fața mea. Pentru că ultima dorință a condamnatului la moarte este sacră. Iar eu doream exact acest lucru, ca ea să se dezbrace lent în fața mea. Doream ca dezbrăcarea ei să dureze ore și ore, toată noaptea. Da, doream ca ea să se dezbrace mai lent decât noaptea, mai lent decât privirile mele care o devorau, mai lent decât dorința mea de a o face fericită, de a-i spune măcar un singur cuvânt pe care urma să-l aleg în ultima clipă. Chiar în clipa când călăul urma să bată la ușa celulii mele, pentru că totul era prevăzut. Chiar și acest lucru era prevăzut. Ca ea să deschidă ușa și să-mi spună: intrați, domnule. Totul este pregătit. Ultima mea noapte. Cuvânt de final. În fața ta, măi,